România sunt locuri pe lângă care centrala de la Cernobâl ar părea un sanatoriu. La Ciudanovița, în Caraș-Severin, radioactivitatea atât de mare încât oamenii se sting de tineri, iar cei ce se nasc vin pe lume cu malformații. Până în anul 2000 aici erau mine de uraniu, dar după închiderea lor, nimeni nu s-a mai deranjat să vadă la ce nivel au ajuns radiațiile în zonă. Cimitirul Ciudanovița. Anii trecuți pe crucile de metal arată că mulți dintre cei care s-au prăpădit nu aveau mai mult de 50 de ani. Cancerul i-a secerat. Toți au lucrat în minele de uraniu din munții Banatului. Așa făuream temeliile în eroicul an 1945. Ne-am câștigat cu sacrificii adeseori dureroase frumusețea zilelor de azi. Din minele de la Ciudanovița și Lișava s-a scos uraniu încă de la sfârșitul secolului XIX. Austrieci au început exploatarea, au urmat nemții și mai apoi rușii. Смотрите, через несколько минут горняки спустятся в шахты, и лампочки будут освещать их трудовой путь в царстве угля. Rușilor le-am dat uraniu în contul datoriei de război. Minerii erau plătiți bine, veneau aici din toată țara și se îmbogățeau. Numai în colonia Ciudanovița locuiau peste 3500 de oameni, iar în mine lucrau mai bine de 10.000. Nu li se spunea însă cât de periculos este uraniul din adâncuri, dar nici ei nu erau interesați. Câștigau în câteva luni bani pentru un apartament, făceau avere. Mulți n-au mai apucat însă să se bucure de ea. Trenul bombă, așa cum îi spuneau localnicii, pleca încărcat de mai multe ori pe zi spre răsărit. După mai bine de o jumătate de secol, doar trenul mai circulă pe aceeași linie. Ciudanovița este un loc mort. În anii 90, minele s-au închis. Radioactivitatea uraniului se înjumătățește în câteva miliarde de ani, așa că la Ciudanovița atinge în continuare cote alarmante. Nivelele sunt 1400, 1300, 1400, 10, 1500. Mai mari încolo lângă zi. Deci încotă în zona de prealarmare nucleară, alarmare nucleară deja. Dar prealarmare 100%. De mai bine de 10 ani, minele Ciudanovița și Lișava au intrat într-un amplu proces de conservare și ecologizare, atât de amplu încât în zona au rămas încă neacoperite peste 30 de halde de steril. Apa se scurge de pe halde direct în pârâul Jitin, iar limitele de radiații sunt cu mult depășite. Colonia Ciudanovița. În perioada comunistă îi se spunea Texas, pentru că lumea umbla aici îmbrăcată în blugi. În locul unde odată locuiau mii de mineri, totul e gri și părăsit. În blocurile construite de ruși mai locuiesc puțin peste 200 de oameni. Uite că a picat și dinte, măi, din cauza radiației asta, care acum au plecat de aici, toți au murit, n-a rezistat mult. Ion Neniu a lucrat la mine, s-a ales cu tuberculoză. Locuiește în primul bloc din colonie. Păi când am venit aici, mi-a picat dinte din gură. Ce să mai fac? Soția lui are cancer. Nevastă mea, uitați, și a picat-o părul din cap și doctorul a zis că din cauza radiației. Uraniul din mine s-a plătit și încă se mai plătește cu un preț scump. Cancer, tuberculoză, leucemie, îmbătrânire timpurie. Sunteți pensionar la mine? Da. Câți ani aveți? 43. Câți ani aveți noastră? 43. Materialul ăsta e scos aici, după cum mărie. Dacă să nu lăsăm vitele, că au radiații să ne pasă de acolo, că și n-am luat până mea. Dar să nu stau că se spui că are radiații și intră în corp. Urcă acolo? Dacă mergeți în zona acolo și mai tare. Chiar în spatele coloniei se ridică dealul Golgota, o uriașă haldă de steril. 80-90 de metri înălțime și suprafață pe 8 hectare. Asta e material? Radioactiv. E unde ce e în față? Aia tot din haldă face parte? Da. Aici este intrarea într-o mină de uraniu. Iată, a fost închisă în noiembrie 2005. Uitați unde pasc animalele oamenilor. Pentru ecologizarea și conservarea acestei zone s-au cheltuit multe miliarde de lei. Nu există un gard care să împrăjmuiască zona și semne care să le spună oamenilor că nu au voie să intre în acest loc. Uitați acolo halda de steril, uriașă. Lucrați la mine aici? Da. E, și nu e o zonă cu radiații aici? Ba da. Și noi n-ar trebui să fim aici? Nu, foarte radiat. Foarte radiată zona? Da. Păi și animalele alea pe sus, pe aici? Pum, de lasă Dumnezeu. Ce se scotea din pământ de aici? Uraniu.
Și caprele astea pasc în zona de uraniu. Acum nu mai e, dacă mai a fi înăuntru, dar afară nu mai este radiat. Ziceți dumneavoastră frumos. Păi așa eu mă gândesc. Dar v-a spus cineva să nu intrați aici în zonă cu caprele? Nu. Și ce faceți? Cu carnea, cu laptele? Cu... Păi vindem, vind la oameni, vind cui trebuie. Haideți ce e aici? 400, 300, 78, 439, 348, 396. Mircea Goloșii a simțit pe pielea lui ce înseamnă iradierea cu uraniu. A stat cu cortul și a băut apă din zone bogate radioactiv. Luni de zile doctorii au fost neputincioși. S-a crezut că este SIDA, s-a constatat că nu este SIDA, dar ce-o fi mai departe? Între timp s-au făcut analize la apă, sol, teren pe unde am umblat, s-a constatat că este terenul radioactiv. Când s-a pus pe picioare, s-a dedicat cercetării zonelor cu radioactivitate. V-ați uitat într-un ghid turistic, scrie undeva, zona asta e radioactivă, nu puneți cortul acolo, nu beți apă de acolo. Cu aparatul său, Goloșii a început un adevărat război cu indiferența, secretomania și nepăsarea autorităților. La un moment dat a fost acuzat de spionaj. La spital nu este un document, nu găsești. Ca să faci un studiu științific, ca să fie și valabil, trebuie niște documente. Documente nu există. Despre cei care au murit. Da. Ai, ce aici, mama mea? Aici a fost cabinetul salariaților, AMB-ului. Aici. Iar aici am avut radiologia. Spitalul din Ciudanovița, sau mai bine zis, ce a mai rămas din el. La etajul 1 erau saloanele, la parter era policlinica. Tot timpul aici erau internați cel puțin 50 de pacienți. Toți aveau boli profesionale, căpătate în urma contactului cu uraniul. Bolile lor erau înțeținute într-un mare secret. Și acum radiațiile din zonă sunt ținute la secret. Ana Ferenți a fost asistent aici timp de 33 de ani. Este radiație și ora actuală este. Este. Dar cum cu schimbările astea cu euro, s-a schimbat și radiația, că nu mai este. București, biroul directorului Companiei Naționale a Uraniului. Pentru Iosif Moldovan, morții și bolile din Ciudanovița sunt doar un mit. Aceste mituri, aceste povești există. Când spuneți mituri și povești, la ce mă referiți? Mă refer că aceste informații date de oamenii de acolo, de localnici, nu sunt confirmate de, și nu sunt, n-au că suportul... Oameni nu e o poveste. Păi toți murim la un moment dat. Miturile directorului Moldovan sunt spulberate de doctorul Dan Popescu, medaliat anul trecut de Statele Unite pentru cercetările în domeniul uraniului. El a condus în anii 60 spitalul din Ciudanovița. Ce am constatat acolo? Că muncitorii, după ce ieșeau la pensie, în proporție de vreo 35-40%, mureau de cancere bronhopulmonare datorită inhalării gazului radioactiv radon. Chiar doctorul suferă după contactul cu uraniul, iar cancerul i-a luat soția. Lucrase ca geolog la Ciudanovița. Circa 17 până la 20% din copiii de acolo se nasc cu malformații congenitale. Urăsc mina. Urăsc uraniul, urăsc tot ce și apa. Familia Mihalache. În urmă cu 12 ani, Cătălin s-a născut cu picioarele lipite de abdomen. Acum îmi dau seama, pentru că s-au mai născut între timp, după ce am născut eu copilul meu cu probleme. Aici la noi, în șantier, în Ciudanovița, mai sunt și alți copii cu malformații, tot așa, destul de grave. Gură de lup, cu buze de iepure, cu spină bifidă și așa mai departe. Și asta mă enervează foarte mult în ziua de astăzi. Colaboratorii mei de aici consideră că pe 15-16 ani în Ciudanovița n-a apărut niciun fel de malformație congenitală. Asta este minciună făcută pe spatele oamenilor. Mai mult, doctorul Popescu a solicitat date Institutului pentru Igiena Populației din Timișoara, institut pe care l-a condus 14 ani, date despre situația bolilor din Ciudanovița. Răspunsul? Malformații congenitale din 94 până în 2005, zero de la un capăt la altul. E imposibil că am găsit noi. Păi sigur că ați găsit, măi! Am bătut și noi la ușa Institutului Timișoara, dar pentru informații legate de zona Ciudanovița am fost trimiși la Institutul din Reșița. După ce am fost mutați dintr-un birou în altul, a venit și răspunsul. Deci în zona de populație nivelul este comparativ cu restul județului. Deci nu s-o...
Deci diferențe semnificative nu sunt. Nici pentru Agenția de Mediu situația de la Ciudanovița nu iese din tipare. Nu știu cât la sută din decese se pot pune în seama. Cred că, în opinia mea, cred că se face și mai mult caz decât... E necesar. Așadar, un caz mai mult decât e necesar. Agenția pentru Mediu măsoară nivelul radiațiilor din birou. Nu au aparate ca să iasă pe teren. Aici este uraniu foarte, foarte mult. Foarte. Și nu știe nimeni. Și nu vine nimeni să ne întrebe. Viorica Mocanu a lucrat 20 de ani la mine, iar când începe să-și înșire bolile, nu se mai oprește. În anii 60 a născut un copil cu malformații. A murit când avea 6 ani. Măi, copii, noi suntem chinuiți aici. Asta e apă de băut? Și na, uite-te, uite-te la ea și bagă termometrul, ia să vezi că e plină de radiație. Și atunci cum să trăim? Cum putem să trăim, măi, copii? Apele vin de sus, din munte. Acolo sunt haldele de steril. În plus, minele au fost inundate, iar apa ajunge la robinetul oamenilor. S-a închis foarte prost această mină. În mod normal, închiderea unei mine de uraniu se face prin ramblere. Iei materialul care ți-a rămas sterilul, că hălzile alea de steril, și îl bagi în mina, astupi galeriile. Ăștia au făcut altfel. Au inundat mina. Ce înseamnă treaba asta? Tot stratul freatic de apă se duce mai departe și va împânzi toată zona aia mai. Singurii care recunosc dezastrul de la Ciudanovița cu jumătate de gură cei drept sunt cei de la Garda de Mediu. Apa din minele inundate trece printr-o stație de tratare. Valorile înregistrate la ieșirea apelor tratate din stație depășește această limită de 4-5 ori. Adică, după tratare, apele au o valoare mai mare de 5 ori decât cea normală. Cât de contaminate sunt apele care coboară netratate de pe haldele de steril și ajung în pârâu, nimeni nu știe. În plus, Mircea Golășie spune că în sat oamenii și-au construit case cu pietre scoase din mină. Cam dublu și jumătate față de situația aceasta. Printre localnici umblă vorba că dacă locuiești o perioadă în zonă, nu mai poți să trăiești în altă parte. Trebuie să te întorci în Ciudanovița. Dacă depășesc de 60 de ani și pleacă de aici așa din zonă, nu rezistă mai mult de un an, doi. De se duc, mor, trec din viață și nu rezistă. Statisticile arată că nu există o boală, ca să zicem așa, ca să putem denumi boală profesională asociată cu exploatarea de uraniu și nici nu am văzut un număr mai mare de oameni cu malformații decât în alte zone ale țării. Ca să culeagă date despre bolile din Ciudanovița, directorul Companiei Naționale a Uraniului poate ar trebui să se abată puțin din drum atunci când merge în zonă, în vizită de lucru. Bună ziua! Spitalul Marila. Ascuns după păduri, gata să se dărâme, spitalul TBC Marila este locul unde ajung minerii cu boli grave. Mulți dintre ei nu se mai întorc niciodată acasă pe picioarele lor. Între zidurile cojite, uitați de lume, minerii își plâng amarul și suferința, își frământă mâinile și așteaptă o minune. Toma Colăcel a lucrat 14 ani în mina Lișava, în concentrații ridicate de uraniu. Vă anunțau, vă spuneau, vă avertizau? Mai spuneau, nu prea spuneau, că, ca să nu ne sperii. Dar a fost periculos, într-adevăr. Lucram în chilot, în cizmă, lampa și cască în cap, mă scuzați că... Sunt abandonați aici, în camere mizerabile, unde vântul suflă la fel ca afară. Așa sunt răsplătiți de același sistem care nu vrea să recunoască nici realitățile din Ciudanovița. Se tem să-și spună păsurile. Urgează pe oameni, din două, în fiecare pot, și aici, acolo. Păi sunt 9 grade. Da, atât, da. 9 grade și dumneavoastră stați 9 grade și dormiți 9 grade. Uitați aici, da. Da. Eu îți uite. Cu ăsta, sunt doar îmbrăcat în 3 pulovere. E frig. Domnul Costic a lucrat 24 de ani în adâncuri. După atâția ani a ajuns să se certe pentru o porție de mâncare în spital. Spuneți și Marți, dacă vă amintiți Marți, să iau de Marți. Păi am spus madre pe fier, nu? Nu, marți, dacă vă amintiți, acum marți. Păi las-o dată acum cerbătă, dar până acum ce-o dată. Cerbătă perișoare și... A, s-o dată o dată.